Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Doctorul Minune, episodul 5. A doua zi dimineață, Ferman este departe de spital și Nazli. Ali și Demir sunt sub supravegherea lui Tanju. El îi dă lui Nazli și Demir un pacient care are o reacție alergică și care găsește cauza. Îl trimite pe Ali de unul singur pentru a se ocupa de un pacient care a sosit cu ambulanța. Se pare că vrea să-l facă pe Ali să greșească. Când Ali se apropie de tânărul pacient, el vede imediat o asemănare cu fratele său care a murit în copilărie. Kerem a căzut și și-a rănit brațul. Când Ali verifică, vede că ochii lui nu se concentrează corect și crede că poate avea o problemă în cap. Ali îl trimite pe Kerem pentru teste, dar este încă uimit cât de mult seamănă cu fratele său, chiar și cu personalitatea sa. Adil se oferă să-l ajute pe Ali, dar acesta refuză, iar apoi Adil îl vede pe Kerem și el este șocat de asemănare. Părinții lui Kerem ajung și Ali îi informează că are o tumoare în creier și că ar trebui să-l facă pe oncolog specialist în cancer să-l privească. Părinții lui nu sunt șocați de știri. Ei spun că au propriul lor oncolog, deoarece Kerem are cancer osos. De asemenea, îi cer lui Ali să nu-i spună nimic lui Kerem, deoarece nu știe că este bolnav. Ali a avut o descoperire. În timp ce citește un raport, vede cuvântul docantu care înseamnă gunoi, resturi și despre glandele din gât. Se gândește la tot ce a învățat și apoi spune că Kerem nu are cancer. Ali încearcă să facă testul pe Kerem. Părinții lui află că Ali i-a spus lui Kerem că are cancer. Se certă și strigă la Ali în timp ce Kerem tușește sânge. Are un cheac de sânge lângă inimă. Tanju îi spune lui Ferman că Ali pune viața copilului în pericol și îl trimite să facă operația. Ali face deja o operație când Ferman îl oprește și o întreabă pe Nazli. Exact asta vrea Tanju să-i se întâmple lui Ali. Nazli merge să vorbească cu Adil, deoarece este îngrijorată de Ali. Nazli, dorind să-l ajute pe Ali, merge în camera lui Kerem și le spune părinților să meargă să mănânce în timp ce ea stă cu Kerem. Nazli face testul pe măduva osoasă în secret. Nazli obține rezultatele testului și le duce la Ali. Ali merge la biroul lui Ferman în dimineața următoare și îi spune. El întreabă dacă poate merge să-i spună lui Kerem și familiei sale. Ferman îi spune că poate, în timp ce Ali îl lasă pe Ferman zâmbind, este mulțumit de Ali, doar că nu poate face față simptomelor lui Ali când are o criză. Ali îi trimite lui Nazli un mesaj prin care îi cere să meargă la apartamentul lui. Când ajunge, ușa este deschisă. Vede floricele, chipsuri și fructe, iar la televizor joacă un film vechi al lui Charlie Chaplin. El îi spune că a făcut asta pentru a o face fericită, așa cum ea l-a făcut fericit făcând testul. Ei stau uitându-se și Nazli se gândește înapoi când Ferman a spus aici că nu pleacă și i-a atins brațul. Îl vedem pe Ali privind-o pe Nazli, poate într-un mod diferit de ceea ce a văzut până acum. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.